Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție Flash Monday. Suntem la jumătatea săptămânii deja, vremea încă ține cu noi, așa că v-am pregătit la rândul nostru subiecte menite să vă mențină bună dispoziție. Haideți să vedem principalele titluri. Gata, bebiță. Am plecat. I love you. Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecamp derutează pe toată lumea. Divorțează sau sunt mai fericiți ca niciodată? Vedem imagini la Flash Monday, imagini grăitoare. Dicono che me la tiro troppo, che sono un egoista. Ma accetto anche le critiche. Monica Bârlădeanu e dornică de căsătorie, cum trebuie să fie bărbatul ideal, aflăm în câteva momente. În cazul ăsta, lumea s-a oprit în loc, unii s-au trezit, alții s-au tâmpit de tot. Și Carmen Șerban fuge de bătrânețe, a apelat la medicul estetician, iar în câteva minute vă spunem suma enormă pe care a cheltuit-o și pe ce anume s-au dus banii. Au zguduit showbizul cu vestea că un divorț este iminent între ei. S-a vorbit de amante, da, de avere, de bani împărțiți, de certuri și următorul pas ar fi fost notarul sau judecătoria. Ei bine, pe rețelele de socializare totul este doar lapte și miere. Da. Iar Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecamp par să o ducă foarte bine. Eu nu mai înțeleg. Cine să mai înțeleagă ceva? Sexy impresara tocmai s-a lăudat cu un cadou fabulos de scump, primit de la nimeni altul decât soțul ei. De luni de zile se tot zvonește că există probleme în paradis. De luni de zile, tabloidele scriu că Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecamp sunt pe cale să-și spună adio. Presa a scris în repetate rânduri că cei doi nu mai formează un cuplu în adevăratul sens al cuvântului și că până la separarea totală mai e un singur pas. Ana Maria Prodan a negat vehement tot ce s-a scris vis-a-vis de divorț, iar pe rețelele de socializare nu trece săptămână ca ea să nu posteze câte ceva care să-i confirme spusele. Cea mai recentă postare i-a lăsat pe cărcotaș cu gura căscată. Se pare că între cei doi, flacăra iubirii e încă vie și că, după 15 ani de relație, totul e roz bombon. Antrenorul tocmai a făcut cadou soției un fabulos ceas scump pe care ea îl poartă cu mândrie și se și laudă cu el. Soțul perfect, te iubesc, îmi iubesc soțul, cel mai bun ceas. Sunt câteva dintre hashtag-urile folosite de sexy impresară pe Instagram ce au ținut loc de declarații de dragoste și mulțumire pentru cadoul primit. De la începutul scandalului, Ana Maria Prodan a încercat în fel și chip să închidă gura lumii și chiar dacă soțul ei nu este atât de monden, impresara a postat un filmuleț intim cu el în care îl prezinte exact așa cum este. Gata, bebiță. Am plecat. I love you. Reghecamp, soțul și tatăl perfect, nu ar trăda niciodată familia sau copiii noștri. Chiar e un exemplu demn de urmat. Așa este soțul meu în realitate. După fiecare antrenament îmi trimite mesaj. Nu trimite către becali sau către dame de oraș. Nu stă în restaurante să bea până leșină, cum văd că se insinuează. Muncește și vine acasă, face avere pentru familia noastră, cumpără case copiilor. Banii din conturi îi cheltuie numai pentru noi, familia lui. E sigură pe fidelitatea soțului ei, pe dragostea lor și tocmai de aceea ar merge cu el de mână oriunde, legată la ochi. În care îmi aduce aminte cineva cu dovezi clare care să dovedească toate aceste acuzații despre prostituatele menționate de către presă, de către banii și bunurile cumpărate prostituatelor de-a lungul anilor apărute în toată presa, eu, Ana Maria Prodan, îmi cer scuze în mod public fiecărui jurnalist și publicație care a anunțat aceste nenorociri și voi rezolva aceste lucruri în felul meu. Ana Maria Prodan e pregătită să-și apere cu dinții familia, demnitatea și mai ales soțul. Carmen Șerban a investit o sumă enormă în operații estetice. Artista fuge de bătrânețe ca și câinele de lanț și e dispusă să scoată din buzunar oricât pentru asta. Ce sumă a cheltuit aflăm la Flash Monday. Văr vă spun, căci viața omului începe abia după 40 de ani. Până atunci, tot omul face doar cercetare și studiu. Actriță de succes, frumoasă de te lasă fără grai și dornică de căsătorie. Cine să fie? Cine să fie? E?
Zi. E chiar Monica Bârlădean. Ce spui? Da, chiar despre ea este vorba. Iar acum, așteptarea a luat. A mărturisit care este idealul ei de bărbat și nu, nu, stați un pic, nu trebuie doar să arate bine și să aibă simțul umorului. Nu, 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 o secundă. Situația e mult mai complexă de atât. Dicul nu cheme la tirotrop, o che sono un egoista. Ma ce tu anche le critiche? E una dintre cele mai iubite actrițe din România, joacă în pelicule atât în țară cât și în străinătate, frumusețea ei e răpitoare și cu toate acestea la cei 42 de ani nu ține de braț pe nimeni, la vedere cel puțin. Se concentrează enorm pe carieră și a dedicat viața cinematografiei și părea că statutul o împlinește pe deplin. Greșit! Ce om nu are nevoie de iubire? Ce om nu are nevoie să-și plece capul pe umărul cuiva? Cu toții avem, chiar și ea. Odată cu vârsta au crescut și pretențiile. Nu o impresionează toți bărbații care o admiră și... har domnului că mulți mai sunt, nici pe departe. Criteriile pentru alesul ei sunt multe, stufoase și de-a dreptul complexe. Cred că un partener trebuie să ți se potrivească în primul rând. Decalaje în formă de cunoaștere pot exista, sunt binevenite, chiar pentru că așa înveți de la celălalt. Dar asta se reflectă și nivelurile de conștiință, atunci va trebui unul care se uită profund la lucruri și unul căruia nu-i pasă. Iar cei doi n-ar face casă bună, după experiența mea. De regulă, femeile caută idealul de bărbat. Știți cum e vorba aceea? Frumos e una dintre cele mai iubite actrițe din România, joacă în pelicule atât în țară cât și în străinătate. De aceea, în ceea ce o privește, lucrurile se complică. E cam greu să ajungi la sufletul ei. Am învățat în timp că ideal pentru mine înseamnă potrivit, de fapt, iar potrivit înseamnă om cu de toate, cu greșeli, cu erori de judecată, cu stări bune și proaste, cu nevoi și dorințe, fix așa cum sunt și eu. Cred mult în căsătorie și în ideea de familie. Pare simplu, dar nu e, iar când vine vorba de iubire, Monica Bârlădeanu vorbește cu sfințenie despre subiect. Consideră că pentru oameni iubirea e cea mai importantă. Mi-a spus cineva odată, unde nu iertare, iubirea e un cuvânt fals. Cred mult în asta. Nu știu să fie lucruri în spate pe care să nu le fie iertat. În același timp, a nu se confunda iertarea cu rămânerea în relații care te decimează sufletește. Adică tu poți ierta, îl poți înțelege și îmbrățișa pe celălalt, dar poți alege și să nu mai mergi mai departe în viață cu el. Sunt două decizii separate. Acum, timpul nu e pierdut, iar dragostea apare mereu când o aștepți mai puțin. Chisa, forse sono un animale anch'io. Mio figlio mi manca. Tinerețe, te rog, stai cu mine pe un loc. Nu fugi, tinerețe, aici, aici nu fugi, nu cove, fugi. Doamne, da. Ce ai să nu plec nicăieri? Dar ce-ți veni? Nu da. Pleacă tinerețea nicăieri și dacă are intenții, dacă îndrăznește așa? Cumva, facem tot posibilul să o ținem aici. Da, uite. Asta a încercat și Carmen Șerban. Și nu i-a ieșit? Poftim? Nu i-a ieșit? Eu zic că da. Păi la cât ai investit o sumă uriașă în operații estetice? Eu zic că se vede cu ochiul liber, nu? Hai să vedem. În cazul ăsta, lumea s-a oprit în loc. Unii s-au trezit, alții s-au tâmpit de... Carmen Șerban nu vrea cu niciun chip să îmbătrânească. Am plinit anul acesta 50 de ani și s-a hotărât să se reinventeze și să-și păstreze tinerețea. Dar cum să faci asta? Simplu, cu operații estetice. A pășit în cabinetul medicului estetician, a expus problema, iar problemele i s-au rezolvat, cât ai zice, isturiu. Vă spun, căci viața omului începe abia după 40 de ani. Până atunci, tot omul face doar cercetare și studiu. A studiat și ea, a cercetat și ea și până la urmă s-a hotărât că e momentul să se transforme în cea mai bună versiune a ei. Așa a ajuns să recurgă la 3 intervenții estetice. Nu că ar fi fost chiar necesar, dar procesul ei de transformare a început cu un drastic proces de slăbire. A pierdut 15 kg și dacă tot a ajuns la performanța aceasta, a zis să meargă până la capăt. Am slăbit 15 kg și mi s-a făcut un surplus la față. Nu a fost ideea să apelez la un medic chirurg, dar aveam o deviație de sept foarte urâtă care mă împiedica de multe ori la cântări. Stăteam tot timpul cu spray-ul după mine. Și-a făcut un lifting facial și-a micșorat nasul, iar mai apoi a trecut ceva mai jos și-a modelat bustul cu un implant de silicon. Toate cele trei intervenții estetice au avut loc la Timișoara, acolo unde are un medic în care și-a pus toată încrederea. Prețul pentru reinventarea ei a fost unul destul de piperat. 15.000 de euro a scos Carmen Șerban din buzunar, dar nu regretă nici măcar un bănuț din cei cheltuiți. În cazul ăsta, lumea s-a oprit în loc, unii s-au trezit, alții...
bărbații s-au tâmpit de tot. Jennifer Lopez este vedeta incontestabilă a bunului gust și a rafinamentului. Să știți că n-o spunem noi, deși a ieșit din gura ta, o spun specialiștii. Cornel vine cu detalii chiar acum și ne duce într-o călătorie tocmai la Veneția. Bună seara, Cornel! Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la Așa Da, Așa Nu! Să știți, în seara aceasta o să călătorim până în Veneția. Cu sau fără buletin, cu sau fără pașaport, vom merge până în Veneția să vedem cum s-au îmbrăcat vedetele pentru un mega eveniment și ghiciți cine vine cu mine, Alin Lazar, make-up artist, beauty artist, foarte talentat. Bună seara! Bună seara, Cornel! Pregătit să mergem în Veneția? Pregătit să mergem. Dar cred că tu anticipezi despre ce o să vorbim din cauza accesorului de la Rever. Oare nu așa știu, să fie? O coincidență. Nu știu, vedem. Cele mai celebre vedete au fost invitate de o casă de modă la ultima lor prezentare. Prezentare care a avut loc în Veneția, într-o locație superbă, unde modelele au defilat pe o pasarelă peste apă. Clar, nu au avut nevoie de invitații speciale, deoarece mica Veneția a fost luată cu asalt de celebritățile dornice de a participa la acest eveniment, care a fost oarecum întrerupt cei drept aproape de final, de o ploaie și de grindină. Revenind la vremea frumoasă de pe covorul roșu, ei bine, vedeta incontestabilă a serii a fost Jennifer Lopez, care a optat pentru un look complet al casei de modă respective, un look din cap până în picioare, care am putea spune că este încărcat, dar este încărcat uniform. Ce calificativ primește? Așa, da, cu siguranță. Nu cred că doar din punctul meu de vedere. Ție ți-e frică de Jennifer Lopez să nu te sune, recunoaște. Nu. Cu siguranță, nu doar eu zic asta. Majoritatea au zis că ea a avut cel mai bun look și ea a fost impecabilă. Așa, da. Păr, machiaj. Tot, impecabil din cap până în picioare. Și mie îmi place foarte mult, dar așa un mic insight, să știți că înainte de show a coborât niște scări și încă avea eticheta pe acea capă, drept urmare, echipa de stiliști a fost foarte vigilentă, dar revenind la ținuta ei, este absolut superbă. De obicei toată lumea spune less is more, dar în cazul de față, cu cât e mai încărcată, cu atât e mai spectaculoasă. Exact, în toată încărcătura e un echilibru. Exact. Fiecare detaliu, cât e de încărcată, totuși avem un singur centru de interes, ea. Drept urmare și din partea mea primește un așa da. Mergem mai departe cu Jennifer Hudson, care a deschis show-ul de modă cu un moment de poveste, unde a cântat aria finală din Turandot. Aceasta este ținuta ei de la deschidere. Primește așa da sau așa nu? Și atenție mare, care auriu? Atenție mare! Ai nimerit-o de data asta. Da. Din punctul meu de vedere, așa nu. Prea mult auriu. Deja mult, prea mult. Se vede tristețea pe fața mea. Mult prea mult auriu. Nu știu, parcă... un glob mare auriu, prea mult aș zice, prea mult auriu. Să știi că i-a urcat cumva pe catwalk cu această ținută să cânte. Îs de acord că... Nici cum nu se schimbă. Așa. Deci așa nu primește așa. Din partea ta. Din partea mea va primi un așa da, pentru că e o ținută de scenă, cumva. Adică a urcat pe scenă, a cântat, dacă ar fi defilat într-adevăr pe covorul roșu, nu mi-ar fi plăcut, dar așa pentru scenă, având în vedere că vorbim de un act artistic, de la mine primește un așa da, cu mențiunea, cum spuneai și tu, dacă era pe covorul roșu, primea așa nu. În schimb, merge mai departe cu o superbitate, vorbim de Helen Mirren, care a dus picturile la defilarea de la deschidere prin rochia sa, la care a inclus și un corset auriu cu pietre. Ce părere ai de alegerea vestimentară? Îmi place mult ținuta ei, așa da, doar cu un mic... amendament. Exact. Partea de corset aș fi schimbat puțin culoarea, aș fi luat din partea de fustă ceva mai închis la culoare. Am înțeles. Îmi place mult voalul de pe mânecă, ascunde anumite imperfecțiuni perfect. Așa da. Așa da. Eu mă tot rog de bunica mea să vină îmbrăcată așa și odată nici cum nu-mi iese, poate totul se uită în seara aceasta și își revizuiește stilul vestimentar, pentru că mie îmi place foarte mult cum s-a îmbrăcat Helen Mirren la acest eveniment. Picturile care nu mi se par foarte încărcate pe această ținută, pentru că știm de ce casă de modă vorbim, cum spune și tu, voalul care acoperă tot ce e de acoperit, dar lasă să se vadă umerii și așa mai departe, este spectaculoasă ținută. Drept urmare, așa da și din partea mea. Mergem mai departe cu Ciara, care a știut cum să pună în evidență o ținută rămie, iar mie mi se pare că arată spectaculos și toate combinațiile de culori și de nuanțe mi se par perfecte. Tu ce părere ai? Așa da.
Îmi place mult culoarea, culoarea rochei, vine perfect cu pielea, culoarea pielii, tăieturile, decolteu, tot îi vin perfect. Îi vine perfect. Probabil pentru acest eveniment aș fi optat pentru altă ținută, dar ca și apariție e impecabilă. Și mie mi se pare că este destul de cuminte cromatic, adică avem doar armâiul respectiv și atât, raportat la Jennifer Lopez sau la Helen Mirren, care au fost foarte încărcate, dar arată foarte bine. Corpul este extraordinar de bine pus în evidență, drapajele cad exact unde trebuie și din partea mea un așa da. Și ultima pe lista noastră este Heidi Klum. Heidi Klum este cea care încheie lista celebrităților de la acest eveniment din Veneția, cu o rochie neagră și un pandantiv destul de mare. S-a potrivit cu atmosfera de acolo sau nu? Aș zice așa nu. Așa nu. Probabil. Dar uite-te cât e de frumoasă, da, cel puțin la față perfect, și la corp. Rochia e superbă, îi vine perfect, doar că la acel eveniment, nu știu, aș fi ales cu totul altceva. Nu știu, sau probabil să umple partea de top sau să o continue cumva cu mai mult material încât să cadă ca un degrade cumva. Nu știu, îmi pare sus partea de top prea închis și dintr-o dată prea deschis, tot transparent cumva. Deci așa nu. Așa nu. Să știți că după acest eveniment a avut loc o petrecere unde s-a îmbrăcat mult mai bine și cumva în tonul casei de modă respective și mie mi se pare că nu s-a potrivit cu evenimentul de acolo. Drept urmare și din partea mea primește un așa nu. Arată impecabil, dar am mai spus-o și o repet, trebuie să luăm în calcul și evenimentul la care mergem. Fie că este cu dress code, fie că nu este, dar cumva știm istoria casei de modă, drept urmare așa nu și din partea mea. Și uite că s-a mai dus o ediție, ai trecut cu brio de ținutele, da, din această seară. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și eu, Cornel. Doamnelor și domnilor, atât din platoul Așa Da, Așa Nu. V-am pupat! Unde e dragoste, nu e loc de la revedere. Jennifer Garner este în tatonări cu fostul iubit, iar noi avem imagini bombă cu cei doi. Imediat după publicitate aflăm toată povestea. If there's one thing I've learned from being a mom, it's that parents and kids always disagree on one thing. No! Rules. But saying no 50 times an hour? No, absolutely not! Nope on a rope. It's part of the job. But all of that is about to change. Am revenit, urmăriți Flash Monden. Ei bine, anul acesta este anul împăcărilor fulger. Și toate se învârt în jurul lui Ben Affleck. Nu știu ce găsesc la el, că e... Hai, doamne, cum că e... E, n-am. M-aș învârti și eu, dar n-am cum. Da. Ei, dacă el s-a întors la marea lui dragoste, Jennifer Lopez, se pare că nici fosta soție nu pierde vremea. Paparații au surprins-o în repetate rânduri alături de fostul ei iubit, John Miller, de care s-a despărțit în timpul pandemiei. Poartă astea cu fostul, ce ți-ești cu viața asta? Ei bine, adevărul e că niciodată să nu spui niciodată, nu? Că bine. If there's one thing I've learned from being a mom, it's that parents and kids always disagree on one thing. No! Rules. But saying no 50 times an hour? No, absolutely not! Nope on a rope. It's part of the job. But all of that is about to change. Se pare că Jennifer Garner nu stă nici ea pe loc și e renoadă pasiunii mai vechi. În anul 2020, anunțul că ea și John Miller au decis să se despartă a picat ca un trăsnet peste toată lumea, dar uite că cei doi revin la sentimente mai bune. Zilele trecute au fost surprinși de paparazzi ieșind dintr-un restaurant unde au fost singuri să ia masă. Surse din anturajul lor spun că lucrurile între ei par să intre în linie dreaptă și amândoi sunt foarte fericiți. Aceleași surse au dezvăluit pentru presa de peste ocean că cei doi sunt pe norișori plutitori. Cei doi sunt ca într-o lună de miere. Când au vorbit despre planurile lor de viitor, au ajuns la concluzia că niciunul nu este pregătit de căsătorie sau măcar de logodnă. It's a big deal. Se pare că Jennifer Garner și John Miller s-au regăsit după despărțire și, din fericire, amândoi se află pe aceeași lungime de undă. Jennifer are ceva total diferit cu John față de ce a avut cu Ben. Și ea și John sunt interesați să ducă un stil de viață sănătos și să facă sport. Reîntâlnirea s-a produs cu pași timiți. Prima oară au fost la un restaurant, apoi ea l-a vizitat în apartamentul lui din Los Angeles, iar mai apoi paparații l-au surprins pe el acasă la ea, acolo unde Jennifer Garner locuiește cu cei trei copii ai săi și a lui Ben Affleck. Amândoi par să afișeze o mină fericită, semn că reîntâlnirea e de bun augur.
surprise me, Bob. You like it? Well, not yet. Something really freaky is happening here. I slept in an apartment I've never seen before. There was a naked man in my shower, and I saw his... Da, 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 n-am... arată bine, arată bine, rău de tot, Ben Affleck. De Ben, zici? Da. Arată bine acum, na, și... Uite, vezi cum peste ani îți dai seama, te întorci la o iubire din trecut. Da. Cu toate că noi avem... nu avem noi românii vorba asta cu ciorba reîncălzită? Păi asta vreau să zic, nu rămâne cu Jennifer. Las că vorbim noi săptămâna viitoare, cum pariu. E sigură de asta? Da, sunt sigură. Bine, sigură. Până săptămâna viitoare, noi vă dăm întâlnire și mâine seară, tot aici, la Flash Monden, de la 19:30. Seară minunată. Minunată.